Atmosfera incredibilă. Putem să vedem o mulțime de oameni, participanți și de speaker. Sincer, pentru mine e prima dată când particip la un eveniment de genul ăsta. Sunt foarte impresionat de tot ce se întâmplă aici. Am luat contact cu foarte multă lume. E o experiență foarte frumoasă, mai ales că am luat contact cu niște oameni foarte frumoși și oameni care sunt destul de deschiși. Îmi place foarte mult manifestarea Business Days pentru că răspândește cultura antreprenorială în rândul tuturor celor interesați și implicați în antreprenoriat și dezvoltare personală. După o pregătire foarte puizantă pentru prima ediție internațională, a însemnat un volum de muncă mult peste așteptările noastre, putem spune cu satisfacție că se apropie de ceea ce ne-am dorit de la această ediție internațională. Evenimentul de data aceasta are 3 zile. Business Days este coroborat cu CIE Entrepreneurship Summit și avem foarte mulți invitați străini, avem delegații străine care sunt aici tocmai în scopul de a crește partea de antreprenorială de tot ceea ce ține de economia locală. Anul acesta, ca și în ceilalți ani de când există fenomenul Business Days, am participat cu aceeași bucurie, pentru că este unul dintre principalele, dacă nu cel mai important eveniment de business din România și care generează o fuziune extraordinară în mediul antreprenorial, dar și cel corporatist, și mă voi simți întotdeauna onorat și bucuros să fac parte din această echipă Business Days. Cu Business Days în particular eu am relație specială pentru că am participat de la primul eveniment cu mulți ani în urmă și am fost probabil unul dintre puținii parteneri ai evenimentului care a participat chiar la toate edițiile și cred că este un eveniment bun pentru comunitatea antreprenorială din România în general, pentru că pune împreună idei, soluții. Facem pași pentru internaționalizarea proiectului. De anul viitor ne gândim încet să creăm o franciză din Business Days și să facem ca aceste evenimente să fie disponibile și în alte orașe din România. Care credeți că este impactul unei astfel de evenimente? În calitate de antreprenor pot spune cu mâna pe inimă și deja am și demonstrat, partea de networking este foarte importantă pentru dezvoltarea oricărei afaceri. În primul rând, expunerea pe care o avem la produsele și serviciile noastre, pentru că oferim servicii către afaceri și este cel mai bun loc unde poți să întâlnești colaboratori sau furnizori. Multe relații și cunoștințe, contacte noi și interesante. Aici este și o platformă de conectare a altor antreprenori. E o oportunitate foarte bună de a-ți face cunoscută afacerea, fără ca lumea nu știu să uite ciudat la tine sau să crede că te lauzi. Eu cred că impactul este imens. Ne schimbă paradigme nouă, care suntem antreprenori de peste 10 ani, de 20 de ani, care de fiecare dată avem momente acestea de wow, de declic, în care reinventăm, regăsim soluții pe care credeam că le știm deja. De fiecare dată mai învățăm ceva, pentru că speakerii vin cu alte povești, cu alte provocări, ei vin pregătiți, găsești mentori, noi idei de business, găsești, cum să zic, câmp deschis pentru a te dezvolta. Cred că ăsta este marele beneficiu pe care îl are Business Days. Ai posibilitatea să te dezvolți, să crești de la ediție la ediție, din 3 în 3 luni. În momentul de față, mediul de afaceri românesc este dominat de bărbați. Cum rezolvăm situația aceasta? Cred că, până la urmă, bărbații sunt făcuți să conducă. Este important ca doamnele care își doresc cu adevărat să facă acest lucru, să facă un pas în această direcție. Numărul femeilor care se implică crește. Nu mai este o lume a bărbaților. Începe să fie o lume a noastră. Modelele de business actuale sunt cele care nu mai fac diferența de gen. Ideal este ca cele două atitudini să facă echipă. Și când fac echipă, atunci înțelegem mai bine un model de eficiență atât în business, în antreprenoriat, cât și acasă. În business, ca și în viață, de cele mai multe ori lucrurile extraordinare se obțin în echipă. Cred în colaborare și prietenie și cred foarte mult în a fi noi. Ce înseamnă spirit antreprenorial? Din punctul meu de vedere, unul, să-ți pese de ce se întâmplă de jur împrejurul tău, să-ți pese de jur dacă e murdar, și doi, să acționezi. Entrepreneurship is about realizing your dream
is about realizing your identity. Entrepreneur is a modern true master of this world. Deep down, entrepreneur is energetic leadership, and then the leadership includes our love and passion of ourselves and our dear family and our community, our world as a whole. That's the foundation of entrepreneurship.